Bună ziua și bine v-am găsit! O nouă ediție a emisiunii Cocktail. Vorbim astăzi cu directorul Crucii Roșii Buzău, doamna Floarea Bârzu. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Vorbim despre ce se întâmplă în această perioadă. Bănuiesc că sunt multe pregătiri pentru iarnă. Sunt de asemenea mulți buzoieni care învață cum să se descurce în momente de urgență. Îi învățați pe licență să acorde primul ajutor. Aș vrea să începem însă vorbind despre un proiect, un proiect pe care l-ați numit Pro Sănătate. Ce înseamnă acest proiect? Proiectul este al Crucii Roșii Române, la nivel național, în parteneriat cu Asociația Catalactica. Se desfășoară în 18 filiale, printre care și Buzău. Proiectul l-am demarat în august anul acesta și va ține până în octombrie 2015. Se adresează persoanelor angajate în centrele medico-sociale care nu au o calificare, iar noi le sprijinim prin cursuri de formare profesională în domeniul medico-social și pe lângă faptul că obțin o diplomă de calificare, mai obțin și o subvenție nu prea mare, de 480 de lei, dar să recunoaștem că... Deci cursurile sunt gratuite și le oferiți la final și acești bani. Da. Să recunoaștem că salariile dumnealor sunt foarte mici, așa că aproape un salariu care își acoperă măcar cheltuielile ce țin de curs, nu știu, transport și tot ce au nevoie. Mă bucur că am pornit cu dreptul, chiar are succes proiectul nostru, ținând cont că au venit foarte multe persoane să se înscrie la... Suntem pe finalul primei grupe, acum în octombrie, care a fost o grupă pentru îngrijitoare copii, și vom demara pe 7 octombrie cea de-a doua grupă, babysitter. Dacă la început ni s-a spus cam ce fel de cursuri vor fi, de îngrijitoare copii, babysitter, îngrijitoare bătrân la domiciliu, infirmiere, am zis că o să luăm câte unul din fiecare, dar ne-au venit foarte multe persoane din centrele pentru copii. Prima parte au fost mai mult aceste centre din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, căminele de copii din orașul nostru, după care au venit de la grădinițele cu program prelungit și chiar foarte multe persoane, încât și a doua grupă am format-o deja pentru îngrijirea copiilor, cea de babysitter. Deja avem înscrieri și aproape completă și a treia grupă, tot de la copii. Dacă la începutul programului aveați emoții că probabil nu vor fi făcute clasele așa cum trebuie, iată că și stimulentul financiar probabil a ajutat destul de mult. Oamenii vin să învețe și primești un ajutor. Să știți că foarte mulți chiar... Nu știu, vedeți dumneavoastră, una dintre condiții sau din grupul țintă fac parte persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani. Avem persoane de 64 de ani înscrise. Mă rog, poate și la pensie, știu eu dacă le ajută cu ceva, doar dacă... Păi nefiind prinse în sistem, pot participa la astfel de cursuri? Dar sunt în sistem, sunt persoane angajate care încă n-au ieșit la pensie. Nu știu cu ce, dar s-au bucurat, să știți, de acea subvenție. Este un bănuț și poate, nu știu, le-o ajuta și în carieră, eu știu, după ce au o calificare la dosar, bănuiesc, poate mai primesc un leuț în plus la salariu. Astfel de cursuri se vor face până la finalul anului viitor, înțeleg? Da, octombrie 2015. O să vedem dacă noi putem alege la nivel de județ, la nivel de filială, următoarele cursuri
pentru că sunt trimise de la București. De regulă am avut de ales între două, dar între cursul de babysitter sau îngrijitoare copii și cel de brancardier sau altceva care am mai avut noi, l-am ales și cred că și a treia grupă aș alege tot pentru copii, pentru că sunt foarte multe solicitări. Și sincer, și eu m-am mirat, chiar n-am știut câte grădinițe cu program prelungit, mai puține cele cu program normal au ajuns la noi. Deci nu vine să cred câte. Și la fiecare în parte am solicitat așa o situație aproximativă, pentru că noi completăm niște documente ca la orice proiect și sunt foarte mulți copii mici, foarte mulți copii prin grădinițe, prin cămine. Da, și chiar mă bucură treaba asta. Este un lucru foarte bun pentru sistem și pentru că acele persoane care până acum nu erau calificate primesc acum un certificat și vor deveni calificate, vor învăța și multe lucruri utile în viața de zi cu zi. Corect. Bineînțeles, aceste cursuri sunt acreditate la Autoritatea Națională a Calificărilor și vor primi cu siguranță acel certificat de calificare. Și pe lângă la acela, atunci vor primi și subvenția. Condiția e să încheie cursul. Oricum, dacă spuneați mai devreme că a treia grupă este deja aproape formată, da, mai se pot face înscrieri pentru cei care vă văd sigur acum și vor da, să le urmeze? Sigur că da. Mai ales că vor urma cursurile de infirmieră, indiferent în ce domeniu lucrează, că sunt în cămine de bătrâni, în cămine de copii, în spital, ca infirmieră. Ați văzut că tocmai s-au deblocat posturile, angajările în Spitalul Județean. Sunt 70 de posturi, printre ele și cele de infirmieră. Da, și probabil da, că pe viitor, pentru că deocamdată se pot angaja doar cei care s-au înscris în aprilie, pe viitor vor fi utile și pentru Spitalul Județean astfel de atestări. Cu siguranță sunt utile, dar nu știu, nu m-am uitat pe cerințe, dar bănuiesc că deja este o condiție ca infirmiera să fie, să aibă un certificat, să prezinte o, cred că numai personal calificat. Cu siguranță. Oricum, în afară de aceste cursuri, Crucea Roșie desfășoară multe alte activități și aș vrea să vorbim și despre ce se întâmplă pe linia de ajutor. Știu că întotdeauna atunci când aveți la cunoștință despre un caz anume, despre o familie nevoiașă, încercați să ajutați. Și aș vrea să știu cum mai decurge această activitate. Ați mai fost prin județ, mai primit semnale că oamenii au nevoie de ajutor? Sigur, în fiecare zi primim cereri de ajutor, iar dacă este vorba despre intervenția noastră, da, avem un proiect social care îl derulăm în parteneriat cu Consiliul Județean Buzău, un proiect mic pe care l-am depus la Consiliul Județean și ni s-a aprobat. Suma totală nu este foarte mare, dar venim în ajutorul oamenilor cu acești bănuți, este de 20.000 de lei pe tot proiectul. Lunar ne intră în cont o sumă de 2.500 de lei. Asta înseamnă 90% din proiect, pentru că restul de 10% îi aducem noi, filiala de Cruce Roșie, și cumpărăm pachete cu alimente sau alimente și facem pachete pentru 25 de familii lunar. Asta este un singur, nu aceleași familii, în fiecare lună mergem în altă localitate sau la familii care ne-au solicitat sprijinul. Când mergem pe localități, solicităm din cadrul primăriei, unde este compartiment de asistență socială, că în fiecare localitate există asta, liste cu 25 de familii dintre cele mai amărâte, cu mulți copii, cu... dar vin și individual oamenii, vin familii multe necăjite și fiecare cu problema lui și atunci solicităm numai anchetă socială pentru familia respectivă să vedem exact cum stau lucrurile.
și bineînțeles că îi ajutăm, dar ăsta e unul dintre proiectele noastre sociale, că noi mai avem, după cum știe toată lumea, Banca de Alimente în parteneriat cu Carrefour-ul, cu XXL-ul. Și cum mai merge Banca de Alimente? Mai găsiți coșurile acelea pline sau sunt aproape goale? Mai greuți. De regulă funcționează foarte bine și ne este de un real sprijin atunci când se întâmplă câte o nenorocire, când sunt inundații, înzăpeziri, mă rog, când facem apel către populație, oamenii chiar vin să ne ajute. Și atunci, da, chiar de multe ori am reușit să ne ducem în alte județe să ajutăm, nu numai la noi. Dar așa, pe timp de pace, să zic așa, în termenii Crucii Roșii, mai greuți, la vreo două luni strângem 10 pachete sau oricum sunt binevenite pentru familiile care ne solicită ajutor. Noi am mai avut și alt proiect, că v-am povestit, dacă nu mă înșel, data trecută, Carrefour 47, în care Crucea Roșie Română împreună cu Carrefour România au pus bani și au cumpărat peste 3 tone de alimente pentru fiecare filială din țară și sunt 47 de filiale, adică în 41 de județe plus sectoarele din București. Și atunci am dus la 250 de familii într-o lună în tot județul. Oricum, din ce, oricât am avea de mult, din păcate sunt foarte multe familii necăjite, foarte mulți oameni amărâți. Și cum reacționează oamenii atunci când mergeți și le duceți alimentele sau când le bateți la ușă și să le oferiți un ajutor? Cum vă primesc? Cum reacționează? Când luăm listele de la primării și nu sunt anunțați înainte, și familiile care le luăm prin surprindere, de multe ori, nu știu, n-au putere nici mulțumesc să zică, rămân surprinși, rămân, nu se așteaptă de nimic de nicăieri, cum să vă spun. Cei care știu că ne ducem și ne așteaptă, săraci, plâng, depinde de la caz la caz, de la situație, niciun caz nu se compară cu celălalt. Depinde despre ce este vorba la fiecare în parte. A existat vreodată vreo situație când în urma anchetei sociale s-a demonstrat că nu ar fi tocmai un caz grav? Nu mi s-a întâmplat. Nu. Dar s-a întâmplat să mi se spună sau să aleg dintre două familii și să mi se spună, uite, luna trecută sau a primit din partea noastră sau de la altcineva și atunci ne-am dus către altă familie. Sau... Nu ni s-a întâmplat. De regulă chiar vin oameni amărâți să ceară ajutorul. Nu. Chiar asta vreau să vă întreb. Ajutorul nu-i numai în alimente, depinde de situație. Dacă e un caz de dezastru, de ars o casă din temelii, am avut asemenea cazuri. Și ne-am dus și cu alt fel de ajutoare, de la vase de bucătărie, nu știu, lenjerii, pături, îmbrăcăminte, încălțăminte, pe lângă alimente, saci de dormit și câte și mai câte, depinde de la caz la caz. Sau cizme de cauciuc, sau nici nu mai mi le amintesc pe toate, sau saltele, sau se întâmplă o nenorocire, cum avem în ultima perioadă, aproape anual la Buzău, de înzăpezire sau inundație, și vorba de o localitate întreagă, sau mai multe familii dintr-o localitate, dacă inundație. Sau... Depinde de la caz la caz, de la situații când am fost cu conserve, apă, strict conserve, apă și pâine, că nu erau mâncați de o săptămână sau două și erau acoperiți de zăpadă, până la cazuri de casa arsă unde ne ducem și cu îmbrăcăminte, încălțăminte și așa mai departe. Sau familii cu foarte mulți copii, am avut cu 15 copii, cu 12, 13 și majoritatea mititei și noi mai întrebăm și la dezastre am întrebat când am strâns în urne bănuți
Și am fost în Moldova, am dat telefon, înainte știam exact la ce localitate ne ducem, câte familii sunt, pentru că dacă te duci într-o astfel de localitate, nu poți să dai la jumătate de localitate sau să îi spui lui ăla, a, tu ești din ăla cu bani, tu ești fără bani, ție îți dau o pâine, ție nu îți dau pâine. Deci ducem la toată lumea. Și când avem bănuți, întrebăm, ce nevoie aveți ca să nu cumpărăm aiurea? Și am avut cazuri când mi s-au cerut plite electrice, de exemplu, într-o sută de module, n-au voie cu un modulele astea, în locuințele astea modulare cu aragaz. Și ar fi vrut un ceai cald, să-și încălzească o mâncare. Și aveau nevoie de aceste plite electrice. Erau 100 de module, 100 de plite electrice am cumpărat și am dus. Altă dată mi-au solicitat lapte, praf și Pampers pentru copii. Exact ce au nevoie noi, că asta este ideea, ne ducem să-i sprijinim atunci când au nevoie. Aș vrea tare mult să știu dacă în drumurile pe care dumneavoastră, reprezentanții Crucii Roșii, le faceți în județ la oamenii care au strictă nevoie, vă întâlniți și cu reprezentanții unor alte instituții care ar dori să ajute, instituții care au fonduri, dar probabil că le implică în altceva, le investesc în activități proprii, nici de cum nu se gândesc la ajutorul, la ajutorarea celor mai nevoiași. Păi, nu pe drumuri ne întâlnim cu instituțiile, de regulă noi facem apel către instituții. Păi atunci cine v-a ajutat până acum? Aș vrea niște exemple. Dar nu de societăți neapărat, de instituții. Da, oricum societăți n-avem prea multe care ne-au ajutat. Una cu siguranță a fost lângă noi când și când la anumite evenimente. Instituții, normal, prin lege, ar trebui să fim sprijiniți de autorități. Noi suntem auxiliari autorității publice. Nu știu dacă știți sau ați văzut că facem parte inclusiv din acel comite pe situații de urgență al județului. Avem niște atribuții clare, noi intervenim în primul rând în caz de dezastre sau calamități sau, Doamne ferește, război. Funcționăm în baza unor tratate internaționale, în baza legii Crucii Roșii, avem niște drepturi, dar din păcate recunosc, depinde de la un județ la altul, dar la noi la Buzău mai mult obligații avem decât drepturi. Marele nostru noroc, să-i spun așa, e că avem multe acreditări. Suntem furnizori de cursuri. O să vorbim despre toată gama de cursuri. Tot felul de cursuri. Pentru că sunt multe. De aici vin bănuții. Și de aici din probabil tot felul că de servicii. Da, și de aici vin bănuții. Acoperi și cei 10% pe care dar din bănuții ăștia îi drămuim lună de lună ca să putem funcționa. Că suntem lună de lună în pericol să nu mai fim. Și e foarte greu, pentru că plătim ca oricare alt, orice instituție. Plătim toate cele la stat și așa mai departe. E foarte greu. Suntem 3 angajați. Angajați permanenți ai Crucii Roșii Buzău. În rest, colaboratori. Cel mult. În rest, voluntari. Aveți noroc cu voluntarii și care sunt din ce în ce mai mulți, elevii, da, liceenii, mai ales cei de la Colegiul Eminescu. Tinerii, și mă bucur că au ce învăța de la noi. Au ce învăța de la noi, chiar și pentru copiilor. Și văd că din ce, și chiar mă bucur, mai ales tinerii, că se implică în activitățile Crucii Roșii, pentru că în orice domeniu, nu, că vedeți și când vin să completezi acel formular de voluntariat, că acolo te întreabă unde vrei să te implici mai mult, unde ți-ar place, pe partea de dezastre, de social, de prim ajutor, de și mai mă întreabă pe mine, zice, dar nici nu știu, dar pot să le încercuiesc pe toate, putem participa la toate cele. Chiar mă bucur, decât să piardă timpul aiurea pe străzi, la noi chiar au ce învăța. Și ideea e că ei chiar se implică foarte mult, nu numai vin să învețe ceva, le face și plăcere să meargă în teren, să ajute, să acorde primul ajutor. Sigur că da, sau când avem noi tot felul de campanii de prevenire, de dat fluturaj, de nu știu, de dat drumul la baloane sau orice activitate, ori toate,
toate sunt dorite și încă vin ei, chiar de curând au venit câțiva voluntari să-mi propună ca la începutul lui decembrie să organizăm noi un mare spectacol caritabil, să strângem niște fonduri și cred că o să o facem până la urmă, pentru că se apropie sărbătorile și copilașii, avem copii abandonați, avem la care am fost mereu și trebuie să te duci cu ceva și de unde fonduri? Tot trebuie să facem ceva ca să scoatem un bănuț, să putem să ne ducem să-i bucurăm. Deci vă gândiți să organizați un spectacol caritabil în preajma sărbătorilor de iarnă? Da, ne-am gândit și la asta în locul balului, pentru că la un spectacol nu este cheltuială, la un bal este cheltuială, iar anul trecut am riscat aproape să nu ne acoperim cheltuielile. Așa că o lăsăm mai moale. Oricum, în anii trecuți ne-am obișnuit în fiecare septembrie-octombrie, în această perioadă era balul Crucii Roșii, da. În acest an înțeleg că nu se mai poate. Nu mai sunt bani. Nu, deocamdată nu avem cu ce, nu că n-am vrea. Așteptăm un par de anul trecut, ni s-au aprobat ceva bănuți pe un proiect depus la Consiliul Județean și am avut de unde să pornim. Anul ăsta nu avem și când s-o iei de la zero e foarte greu. E foarte greu, că riști, nu știi dacă găsești sponsor, dacă găsești... Și nu avem nici ceva fonduri la filială din care să pornim la drum, așa că deocamdată nu. Bănuiesc că sunt pregătiri acum pentru iarnă, pentru că așa cum ne-am obișnuit în Buzău, avem și niște perioade cu înzăpeziri, iarna va fi una grea din câte se anunță de pe acum. Care sunt pregătirile în acest moment? La ce vă așteptați? Noi tot timpul avem, să-i zicem, un fel de depozit, că din păcate asta e un lucru foarte grav la noi, că nu avem un spațiu pentru depozitarea acestor ajutoare. Întotdeauna noi avem ceva pus deoparte pentru intervenție. După cum vă spuneam, de la vase de bucătărie, traininguri, cizme de cauciuc, pături, lenjerii, saci de dormit pentru intervenție de urgență, așa pentru primul moment. Avem nevoie de mai mult, avem depozitul central al Crucii Roșii Române, avem și Federația Internațională. Din păcate, mă doare când de la București ni se alocă anumite produse sau materiale de intervenție, cum ar fi saltele sau... și sunt de multe ori nevoită să refuz că nu am unde să le duc. Asta e o mare problemă la noi. Cum așa? Nu a sărit nimeni să vă ajute? Nici o autoritate? Acum avem o promisiune, sper din tot sufletul, domnul președinte de la Consiliul Județean a spus la începutul anului că o să rezolvăm problema. Avem două cămăruțe și un beci undeva unde este acum Teatrul George Ciprian până se vor muta la muzeu la locul dumnealor și speranța că așa cum ni s-a promis acum când se vor muta luna viitoare vom merge noi acolo în clădirea aceea unde este și ceva curticică și am putea să încropim un depozit, să aibă și Buzău, că la urma urmei despre asta e vorba. Crucea Roșie, Buzău. Mai ales da. Că în Buzău Crucea Roșie nu acordă ajutoare doar pentru buzoieni. Ați fost implicată și întreaga instituție în acțiuni care au vizat întreaga țară atunci când au fost probleme în Moldova, fără discuții. În primul rând ne interesează aici în Buzău să acționăm, dar dacă se întâmplă nenorociri în alte județe, e normal să ne sprijinim Crucea Roșie, noi din Crucea Roșie, noi județele între noi. Și la noi au venit din alte județe, la noi în județ cu ajutoare, au venit colegi, nu mai țin minte, zăpezirile de acum, nu de anul ăsta, în urmă cu 2012, dacă nu mă înșel. Au venit, nici nu mai știu, din vreo 8 județe au venit la noi. Alba, Iașu, Botoșaniu, Dâmbovița, mulți, foarte mulți colegi, Mureșu, din ce mai mi-amintesc așa, că ne anunță, iar noi de la, eu îi direcționez către localitățile care s-au afectate mai rău, ca să putem acoperi cea mai mare parte. Și ori de câte ori ni se solicită, inclusiv în ședințele, în situații de urgență, să dacă avem cazul, eu întotdeauna aștept
să ni se spună, uite, ar trebui să ajutăm acolo sau dincolo sau când e nevoie de noi, atâta timp cât autoritățile pot face față și să descurcă, nu e nicio problemă. Aveți și acele apeluri pe care le faceți atunci când sunt probleme. Aș vrea să știu în urma unor astfel de apeluri dacă buzoienii sunt săritori, dacă strângeți mulți bani de la oameni. Da, depinde și de situația. Am avut situații, cazuri, ani în care nu făceam față la câți oameni veneau alături de noi. Eram în 2012, atunci cu nenorocirea, chiar am fost impresionată. Mii de telefoane și nu numai din județ, din toată țara sunau la Crucea Roșie. Unii să vină în sprijinul nostru, să-i direcționez către localități. Deci, da, și dacă vorbim despre buzoieni, da, să știți, sunt sufletiști, sunt foarte sufletiști. Chiar când sunt nenorociri mari, uneori nu făceam față, la două ore trebuia să ridicăm alimentele. Vă dau un exemplu ca să înțelegeți că nu mai aveau loc în recipiente, în locurile amenajate pentru alimente, cu haine, cu de toate veneau să ne ajute. Chiar și firme veneau direct la acolo unde strângeam și ne aduceau mașini, ne-au sunat dacă avem, că noi n-avem mașini, n-avem. Veneau firme de transport, ne-au pus mașini la dispoziție, salariați la care i-a trimis au vrut să vină și i-a învoit de la serviciu și au venit voluntari să ajute la dezastre. Da, oamenii și în general românii sunt. E bine de știut că Buzăul este în topul filialelor din acest punct de vedere. Doamne ferește să nu avem nevoie de așa ceva, pentru că apelurile acelea se fac doar în caz de dezastru. Ne oprim pentru publicitate și vorbim după pauză despre cursurile pe care Crucea Roșie le organizează.